Haideți să vedem în continuare setul al doilea de artificii de calcul. Nu mai am, să zicem, o rețetă anume. Putem să facem și artificiul de la trecută cu ridicatul la pătrat, să meargă sau să nu meargă. Și orice altceva, să vedem cum ne descurcăm cu ele, ce alte opțiuni avem. Bun, la primul. Deci am spus că momentul în care coeficientul sin sau cosin este nu 1, cum e aici, vedeți, radical din 3 aici. Aici avem 3 de aici, radical din 3 aici. S-ar putea ca ridicatul la pătrat să nu ne ducă nicăieri. Poți să încerci să vezi ce se întâmplă. Câteodată merge și așa, câteodată nu. Haideți să vedem concret. Deci, încercăm să ridicăm la pătrat. Deci, avem așa, radical din 3 sin x minus cos x egal 1. Ridic la pătrat. Ridic direct, deci ăsta la pătrat egal 1, nu mai scriu și deci o să vină 3 sin pătrat din x minus 2 radical din 3 sin x cos x plus cos pătrat din x egal 1. Bun, am 3 sin pătrat, nu mai am sin pătrat. Iau un sin pătrat de aici, deci practic extrag un sin pătrat la 2 sin pătrat din x plus sin pătrat din x, ca să-l combin pe sin pătrat cu prietenul lui cos pătrat. Sin din x cos x plus cos pătrat din x egal 1. Și deci sin pătrat cu cos pătrat dau 1, care se duce cu 1 de aici. Deci cumva aici a mers această ridicare la pătrat.